Împreună învățăm să creăm bunăstare. Revendică-ți dreptul la banking și folosește-l în beneficiul tău și al celor din jur. Dreptul la banking este dreptul tău la informare. O campanie a băncilor din România susținută de Europa FM. Bună ziua! Despre bănci o să vorbim astăzi și mai precis despre contribuția băncilor la economia României, în economia unei țări. Stăm de vorbă cu domnul Sergiu Hoprescu. Dânsul este președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor. Bună dimineața, domnule Hoprescu! Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Domnule Hoprescu, cum ar arăta o țară? Cum ar arăta România fără bănci? Nu cred că nici măcar teoretic am putea să ne punem această întrebare, pentru că rolul băncilor în general în orice economie este de a asigura intermedierea financiară între cei care economisesc și cei care au nevoie de aceste economii. Cei care au nevoie de aceste economii sunt fie persoane fizice, să spunem, pentru asigurarea nevoilor de consum sau pentru asigurarea nevoilor de investiții, vorbim aici de creditul ipotecar în principal, sau sunt societăți comerciale, vorbesc de persoanele juridice, care au nevoie din nou de această economisire, în general, economisirea internă a unei țări, pentru a-și asigura creșterea afacerilor, în sensul fie pentru a-și finanța partea de investiții, dacă au nevoie să investească în linii tehnologice noi, în noi proiecte și așa mai departe, fie pentru a-și finanța capitalul de lucru de care au nevoie ca să-și continue afacerea sau să-și crească afacerea. Deci, practic, o economie fără bănci este o economie primitivă. Nu poate funcționa... Mai mult decât atâta, se poate demonstra cu date științific că există o directă corelație între prosperitatea unei țări din punct de vedere al produsului intern brut per capita și nivelul de intermediere financiară. Când vorbesc de intermediere financiară, trebuie să se înțeleagă că vorbim de fapt de tot creditul pe care sistemul bancar îl dă în economie, creditul neguvernamental, nu cel pe care îl dă către guvern, tot creditul neguvernamental împărțit la produsul intern brut. În cazul nostru, în România, avem cam cel mai mic nivel de intermediere financiară din Uniunea Europeană, adică vreo 25-26%. Bun, acum, deși băncile sunt evident esențiale pentru funcționarea unei economii, evident și a economiei românești, băncile nu sunt printre cele mai simpatizate instituții de către români. De ce anume credeți că cei care antipatizează băncile o fac? E o întrebare extrem de bună și pentru a veni cu un răspuns la această întrebare ar trebui să ne uităm cumva și în istorie. Eu nu cred că vreodată creditorii au fost în mod direct simpatizați, ca să spunem. În mod sincer, așa. În mod sincer, nu. Creditorii, cred că nicio națiune nu au fost simpatizați și nu sunt. Dacă vă uitați la același indicator pe mai multe țări, o să descoperiți că băncile în general nu beneficiază de o mare simpatie, dar au un rol foarte important în societate. Pe măsură ce se conștientizează acest rol în societate, depășim subiectul de simpatie sau antipatie și intrăm într-un subiect de necesitate, de fapt și de drept. Deci în momentul acela începem să ne dăm seama că avem nevoie să construim capitalul de încredere necesar pentru a stabili această relație între client și bancă. Până la urmă, băncile, să știți că sunt o expresie a nivelului de încredere care există în societatea respectivă, pentru că ele operează cu încredere, de fapt și de drept, de la un cap la altul. Din punctul ăsta de vedere, partea de antipatie poate fi rezolvată și este rezolvată în marea majoritate a țărilor dezvoltate printr-o creștere a educației financiare și mai nou printr-o creștere a educației digitale. Dacă ați putea schimba un lucru în modul în care funcționează băncile în țara noastră, ce ați schimba? Primul lucru, aș investi în educația financiară. Adică cred că trebuia să investim mult mai mult noi ca sistem bancar, dar și noi ca societate. Adică aici nu vorbim numai și numai de sistemul bancar, pentru că nu este un act care trebuie făcut de o singură parte în acest ecosistem. Și ar fi trebuit să investim mult mai mult în educație financiară. Acum, între noi fie vorba, cred că trebuia să investim în educație în genere. Nu vorbim numai de un segment care este cel legat de educație financiară. Dar educația financiară, care este extrem de precară în România, suntem din nou pe ultimul loc în Uniunea Europeană din punct de vedere al unor indicatori care măsoară nivelul de educație financiară, își spune un cuvânt destul de greu asupra relației dintre client și bănci.
Am înțeles, domnule Oprescu. Da. Nu stăm mai rău decât multe alte țări din zona vestică, din punct de vedere al nivelului de încredere. Noi monitorizăm la nivelul societății încrederea care există între clienți și sistemul bancar și să știți că pe baza studiilor pe care le-am făcut în ultimii ani de zile, nivelul de încredere a crescut. Domnule Oprescu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la proiectul nostru Dreptul la Banking. Împreună învățăm să creăm bunăstare. Revendică-ți dreptul la banking și folosește-l în beneficiul tău și al celor din jur. Dreptul la banking este dreptul tău la informare. O campanie a băncilor din România susținută de Europa FM.